Salutare, salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou review aici la Cu și despre mașini. Astăzi vorbim despre Kia e-Niro. Dar înainte să trecem la treabă, vreau să vă rog ca de obicei, dacă ați găsit vreodată un video, o informație utilă pe acest canal și vreți să fiți la curent cu toate noutățile, apăsați pe butonul de subscribe și pe clopoțel să fiți notificați de fiecare dată când urc un material nou. Acesta este Kia e-Niro, versiunea electrică a popularului crossover sud-corean. Kia e un brand foarte apreciat, mai ales în ultimii ani, care a crescut extrem de mult, de la niște origini destul de umile și în ziua de azi vinde extrem de bine în jurul lumii, nu numai în România. Kia e-Niro este, așa cum vă spuneam deja, versiunea electrică a popularului crossover sud-corean. De altfel, modelul Niro este unul dintre cele mai versatile din punct de vedere al sistemelor de propulsie, pentru că pe această platformă avem motoare pe benzină, diesel, hibride clasice, hibride plug-in și versiuni full electrice. În ceea ce privește modificările de ordin estetic, de design, pe un e-Niro vei observa câteva elemente subtile care au să-ți spună că mașina asta este full electrică. În primul rând avem în partea din față câteva elemente într-un albastru spre turcoaz. E deja un leitmotiv în industrie ca producătorii să pună elemente albastre, verzi, de o culoare de asta care inspiră eco-friendliness. Și Kia nu face excepție. Deci în partea din față vei observa câteva elemente în culori contrastante, cum e acest turcoaz. Dar și cea mai mare diferență, faptul că grila Tiger Nose, așa cum e cunoscută celor care iubesc brandul Kia, această grilă a dispărut, iar în locul ei avem o obturare pentru a îmbunătăți aerodinamica mașinii, din moment ce sub capota aceasta nu mai avem un motor termic. Iar în partea stângă avem aici capacul pentru încărcarea bateriilor mașinii, care se află în podea. Voi vorbi despre cât durează să încarci mașina asta puțin mai târziu. În rest, în partea din față lucrurile arată exact la fel ca pe orice alt model. Din lateral vei observa că ai de-a face cu un model electric. Datorită jantelor, noi pe modelul ăsta avem jante cu profil aerodinamic, care bineînțeles au rolul de a reduce rezistența la înaintare, de a arăta un pic mai futuristic și de a îmbunătăți autonomia mașinii. Partea din spate este pătrățoasă și iarăși, comparativ cu un Niro normal, nu avem foarte multe elemente care să facă o diferență. Lipsește orice fel de țeavă de eșapament și avem elementele în albastru care spun că ai de-a face cu un model electric. În același timp, pe haion avem și o siglă pe care scrie Eco Electric. Portbagajul e de dimensiuni interesante. De ce spun interesante? E pentru că în România avem două versiuni de Kia e-Niro. Atât se aduc momentan. Cea mai ieftină are un portbagaj mai mare decât cea mai scumpă. Pentru că cea mai scumpă vine cu pachetul de compartimentare portbagaj, care practic ridică podeaua portbagajului puțin și dedesubt ai câteva compartimente unde poți să pui chestii. Din fericire, poți să scoți toată bucata de jos, ai câteva șuruburi pe care le deșurubești și scoți toată bucata de sub podea și mai poți să bagi chestii acolo, dacă au o formă ceva mai diferită. Și te apropii de dimensiunea portbagajului pentru versiunea mai ieftină, care are 450 de litri capacitate în portbagaj. Versiunea asta, care e cea de top, are 390 de litri capacitate în portbagaj. E un pic micuț, dar e în continuare în limitele segmentului. Dacă vreți să încadrați mașina asta într-un segment, cel mai simplu este să folosiți Hyundai Kona ca referință, pentru că ele sunt făcute pe fix aceeași platformă, pe dedesubt sunt fix aceeași mașină. Hai să ne urcăm și înăuntru să vedem cum stau lucrurile și acolo. Și în mașină, diferențele față de un Kia Niro normal sunt destul de mici, dar voi vorbi în mare despre ce vei găsi într-un Niro. În primul rând vei găsi o planșă de bord care mie îmi place foarte mult cum e desenată și motivul, dacă mi urmăriți review-urile de ceva timp, probabil că l-ați intuit deja, este acest display central care este integrat cum trebuie în designul overall al mașinii. Nu e o tabletă pusă pe bord cum este la Hyundai Kona, este băgat fix cum trebuie în toată această planșă de bord. În modelul pe care îl avem noi avem trimuri din ceva care imită aluminiu aici.
negru lucios în foarte multe locuri, care din păcate mi-e teamă că se va zgâria destul de ușor, deși mașina asta pare să reziste destul de bine, numai că are doar vreo 6.000 de kilometri deocamdată. Mult plastic, e normal, vorbim de un crossover nu foarte scump, dar din fericire plasticul în mare parte din zonă este de o calitate bună. Chiar și aici pe ușă avem un plastic moale și pe bord avem plastic moale. Deci cred că va rezista destul de bine de-a lungul timpului. Singurele zone unde ai un plastic ceva mai tare sunt buzunarele ușilor și partea din consola centrală de aici de jos. Dacă tot am menționat consola centrală, haideți să vă spun și faptul că asta este cea mai mare schimbare față de un Kia Niro convențional. Această secțiune de aici, unde avem selectorul de viteze. Viteze, e mult spus că mașina are o singură viteză, dar de aici îți alegi direcția în care mergi, înainte, înapoi, neutru, parc și așa mai departe. Ai un selector rotativ. Lângă el, butoanele pentru încălzire în scaune și ventilație în scaune. Pe mașina asta avem ventilație în scaune, ceea ce în segment e extrem de rar. Butonul pentru încălzirea volanului, avem și volan încălzit. Mașina este extrem de bine dotată, sincer să vă spun. Și îmi place faptul că Kia au păstrat butoane fizice în această regiune a bordului. Nu știu cât va mai dura, pentru că Niro nu este cea mai nouă mașină din gama lor. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat pe Sorento, s-ar putea să pierdem o parte din butoanele astea, dar îmi place că le-au păstrat. Cât despre sistemul de infotainment, este foarte simplu de folosit. V-am spus deja că în România vin două variante. Cea mai ieftină vine cu display-ul de 8 inci, iar cea mai scumpă cu acest display de 12,3 inci. Diferența între ele este și faptul că pe versiunea full primești și navigație de la Kia. Dar sincer să vă spun, ambele mașini primesc Apple CarPlay și Android Auto și oricum vei folosi Google Maps sau Waze, cu siguranță le vei folosi, că sunt mai bune decât orice sistem de navigație pe care îl avem noi pe orice mașină în ziua de azi. Și atunci mi se pare un pic inutil să dai bani în plus pentru un ecran mai mare, pentru că oricum vei folosi Android Auto și Apple CarPlay și chiar și pe modelul cu ecran mai mare nu este afișată informația pe tot ecranul, ai o bucată undeva aici, deci practic tot 8 inci vei folosi pentru display, pentru informațiile utile și atunci chiar nu merită upgrade-ul. Dacă tot am menționat diferențele dintre cele două modele, pe versiunea de top avem și trapă, pe versiunea normală nu ai trapă, pe versiunea asta avem piele naturală pe scaune, scaune care sunt chiar foarte confortabile, țin să vă spun. Uitați-mi chestia asta până acum, când mi-am adus aminte că am condus ceva mașina asta și nu am nicio fel de durere de spate, nicio problemă. Deci sunt confortabile. Pe versiunea mai ieftină nu ai pompă de căldură, dar nu e o problemă foarte mare, pentru că oricum mașina are o baterie destul de mare astfel că să-ți permită să încălzești mașina fără pompă de căldură. Practic ce face pompa de căldură? Face ca tot procesul de încălzire și răcire a mașinii să fie mai eficient. Dar avem o baterie destul de mare, astfel încât să nu fie o problemă încălzirea mașinii pe timp de iarnă. Instrumentarul de bord este digital complet. În partea din stânga avem indicatorul pentru autonomie și state of charge, cât e de încărcată mașina. Iar în partea din dreapta avem un vitezometru. Tot în partea din stânga ai un indicator care îți arată cât din resursele mașinile folosești, cât încarcă și chestii de genul ăsta. Volanul e de o dimensiune super ok, pielea de pe el se simte bine, nu-mi place în mod special designul, mai ales partea asta din mijloc, mi se pare un pic butucănoasă și plasticul e destul de, observați, da? Destul de aspru. De în părțile volanului avem niște clapete, care nu sunt pentru schimbat treptele, așa cum v-ați aștepta, sunt pentru a regla cât de puternică este frânarea regenerativă. Practic ai 3 niveluri de frânare regenerativă. Pe cel mai brutal, mașina chiar se simte destul de ca și cum ai apăsat frâna atunci când iei piciorul de pe accelerație. Dar poți să apeși pe clapeta din dreapta și să aduci mașina în 0 frânare regenerativă. Ea va face coasting de fiecare dată când iei piciorul de pe accelerație. Nu am avut timp să testez, să văd exact care din aceste moduri de condus sunt mai eficiente, dacă e mai eficient să folosești frânarea regenerativă sau să faci coasting. Pe versiunea de top avem și sistem audio JBL, care nu m-a impresionat foarte tare. La un volum ceva mai mare chiar vibrează panourile ușilor. Mă rog, asta e o chestie de preferință personală. Asta e ceea ce primești în versiunea de top. JBL, altceva nu se poate. Aici în partea de jos avem și o plită de încărcare pentru telefoane mobile, un port USB pentru conectarea telefonului la sistemul Android Auto și așa mai departe, iar în dreapta o priză USB doar pentru încărcare, iar în stânga avem o priză de 12V și 180W putere maxim. Spațiile de depozitare sunt destul de generoase,
ai aici jos în consola centrală 1, aici ai mai multe zone unde poți să pui cup holder și pahare și alte chestii. În uși, spațiile de depozitare sunt destul de micuțe, ar fi putut fi ceva mai mari, dar nu aș spune că e neapărat o catastrofă. În spate este loc, nu mă voi urca pentru că nu pot să filmez, destul de întunecat și plouă astăzi. În spate este loc, am loc la genunchi și la cap, ceea ce este o performanță și este observabil mai mult loc decât în Hyundai Kona. Atmosfera din spate e destul de sumbră, dar în toată mașina e destul de sumbră, așa a fost configurată, cu foarte mult negru. Dar spațiul este chiar și pentru adulți de mărimea mea, ceea ce m-a impresionat extrem de mult. E ceva ce nu prea vezi în acest segment. Podeaua din spate este aproape dreaptă, ceea ce e iarăși util, dar nu cred că ar încăpea trei adulți acolo, dar trei copii nu ar avea niciun fel de problemă. Scaunele sunt confortabile și chiar m-a impresionat în spate Kia e-Niro. Acestea... Probabil ați observat că am menționat destul de mult Hyundai Kona până acum. Asta pentru că cele două mașini împart platforma tehnică de dedesubt. V-am mai spus și la alte review-uri, există mai multe abordări în industrie cu privire la mașinile electrice și la modul în care ele ar trebui construite. Una dintre ele spune că ar trebui să ai platformă unică, făcută de la zero pentru o mașină electrică. Alta abordare spune că poți să faci mașini electrice pe o platformă modulară, ca astfel încât să ai toate tipurile de propulsoare. Kia e-Niro e făcută pe o astfel de platformă. Asta pentru că până acum câteva luni, sincer, câteva săptămâni, cei de la Kia nu aveau o platformă unică făcută de la zero pentru mașini electrice, dar de curând au anunțat-o cu niște specificații foarte interesante și foarte tentante și se pare că anul acesta, în 2021, vor lansa primul lor model electric făcut pe această platformă și sunt foarte curios să văd ce pot să facă, pentru că cei de la Kia au fost extrem de ambițioși de-a lungul timpului și le-a ieșit, de multe ori le-a ieșit. Brandul este foarte apreciat de entuziaști din toată lumea și mă bucur de chestia asta, sincer, pentru că cu cât avem mai multă concurență, cu atât e mai bine pentru toată lumea. Așadar, în România, cum vă ziceam, există doar două versiuni de e-Niro pe care poți să ți le cumperi. Una mai scumpă și una mai ieftină, ca să o pun extrem de simplu. Dar ambele vin cu același propulsor și cu aceeași baterie, care sunt aceleași de pe Hyundai Kona pe care l-am avut la test. Adică 204 cai putere, un motor poziționat pe puntea față și o baterie de 64 de kWh poziționată, bineînțeles, sub podea. Diferența între e-Niro și Kona e destul de mare, mai ales în sensul în care finisajele sunt la un alt nivel. Mașina se simte mult mai bine închegată, mult mai bine finisată, mai bine izolată fonic. Și toate chestiile astea vin cu un cost, mașina asta fiind mai grea decât Kona echivalentă. Deci e-Niro e un pic mai grea și asta e normal să își facă simțită prezența în modul în care se conduce mașina și în specificațiile ei. Suta e atinsă în 7,8 secunde, un număr destul de bun, dar problema atunci când conduci mașina asta este faptul că are cuplu instant și acest cuplu instant îți va produce derapaje pe puntea față destul de des. E o chestie de care m-am plâns și la Kona. Cei de la Hyundai au promis că schimbă cauciucurile standard cu care vine mașina. Teoretic, Kia e-Niro vine cu cauciucuri Michelin Primacy care sunt super eficiente. Pe mașina asta de test avem cauciucuri de iarnă pentru că e iarnă, întuneric, urât afară, în sfârșit. Și bineînțeles că nu avem același nivel de aderență pentru că specificul unui cauciuc de iarnă este diferit față de unul de vară. Avem niște cauciucuri Kumo pe mașina asta. Și am simțit torque steer de multe ori. Când accelerezi tare, ai resursele la dispoziție, bineînțeles, de la zero. Deci ai 204 cai și 395 de Nm de cuplu disponibili aproape instantaneu. Și mașina va face torque steer când accelerezi tare de pe loc. Și când accelerezi din mișcare la anumite viteze, va face torque steer. Dar, mă rog, e destul de distractiv de condus e-Niro, ca orice mașină electrică de altfel. Bine, probabil mai puțin Spring sau Zoe, care nu sunt chiar cele mai distractive de condus mașini, dar orice mașină electrică are cuplu instant. Și asta le face extrem de distractive, cam în orice situație. E-Niro nu este în niciun fel diferită. Problema, v-am spus, este torque steer,
ce înseamnă torque steer? Când accelerezi, volanul va dansa puțin în mâinile tale. În același timp, mașina subvirează destul de mult, am observat chestia asta, e destul de grea și platforma oricum nu a fost gândită pentru a fi condusă sportiv. Există în gama Kia destule mașini gândite pentru a fi conduse sportiv și care se descurcă foarte bine. Pentru ele aș menționa, bineînțeles, Kia Stinger GT. Dar mașina asta nu este neapărat gândită să fie sportivă, e gândită să fie un crossover care va fi folosit prin oraș cel mai des de către oamenii care nu au pretenții sportive în mod necesar de la mașina. Deci da, va subvira și se simte greutatea când intri într-o curbă cu viteză ceva mai mare. Mașina împinge destul de mult spre exterior și aderența de pe puntea față nu este genială. Dar mă rog, astea sunt chestii de detaliu pe care mulți oameni le vor ignora complet. Ce pot să vă spun pe de altă parte e că mașina e destul de confortabilă, deși are o greutate mult mai mare decât un Niro normal datorită bateriei, sau mă rog, din cauza bateriei. Greutatea e ceva mai mare, suspensia a fost ranforsată un pic și e un pic mai rigidă decât pe un Niro normal. Dar nu este inconfortabilă mașina și îmi place faptul că se simte închegată, se simte bine făcută. Ceea ce nu pot să spun despre multe mașini. V-am spus de mașini electrice. V-am spus de altfel de multe ori când testez o astfel de mașină că din cauza faptului că nu ai un motor cu combustie internă sub capotă care să facă zgomot, oricât de puțin ar fi el, un motor cu combustie internă va produce vibrații și sunet. Și pe o mașină electrică chestiile astea dispar și atunci vei auzi cam orice în interiorul mașinii și de multe ori ai impresia că se simt un pic mai sărăcăcioase decât suratele lor mai convenționale. Ei bine, pe Eniro mașina se simte închegată, e bine izolată fonic, suspensia este silențioasă și nu ai acel feeling de dubă cum ai în alte mașini electrice, ceea ce este iarăși un punct foarte pentru mașina asta. Prin oraș o vei conduce extrem de ușor, vizibilitatea este extrem de bună, față, stânga, dreapta, poziția la volan este tipică de crossover de dimensiunea asta și îți permite să fii în control tot timpul, vezi foarte bine în toate direcțiile, inclusiv în spate unde avem o lunetă destul de generoasă, deci o vei conduce foarte ușor prin oraș. În afara orașului mașina accelerează destul de puternic până pe la vreo 130 de km la oră, după aia începe să încetinească, ceea ce e și normal. Până la urmă, viteza maximă a mașinii tehnic admisă este de 167 de km la oră. E normal ca după 130 înceapă să încetinească, dar depășirile nu vor fi o problemă nici în afara orașului, nici în oraș. În oraș chiar vei lăsa foarte multă lume cu gura căscată, pentru că mulți desconsideră o mașină de genul ăsta, un Kia e Niro, ce e asta? Mulți nu-și dau seama că e un model electric și atunci au impresia că pot să-și bată joc de tine, dar îi vei lăsa pe toți cu gura căscată în momentul în care vei accelera și la orice viteză vei țâșni de pe loc. Până la urmă are 200 de cai mașina, nu este deloc lentă sub nicio formă. Se simte mai rapidă decât e cu adevărat datorită cuplului instant. Și asta e o chestie pe care o vei vedea des la mașinile electrice, ele se simt mai rapide decât sunt cu adevărat. Da, overall mi-a plăcut foarte mult mașina. Ce mai trebuie să menționez? Autonomia și timpii de încărcare, bineînțeles. Pentru autonomie și consum v-am făcut un video dedicat pe canal, ca de obicei cu orice mașină electrică. Per total, cât timp am avut eu mașina asta la dispoziție, consumul a fost în medie de 21 de kWh la 100 de km. Trebuie să menționez faptul că afară e frig, plouă, ninge, e groaznică vremea, mașina merge pe cauciucuri de iarnă care nu sunt cele mai eficiente și am avut căldura pornită non-stop la 22 de grade. Eu de obicei folosesc mașinile electrice așa, pentru că vreau ca oamenii să aibă o idee de cum s-ar descurca mașina în condițiile normale de folosire. Sigur, aș fi putut să scos numere mult mai bune dacă aș fi folosit modul Eco sau Eco Plus și așa mai departe. Dar eu am vrut să mă bucur de mașină, să merg cu ea ca și cum aș merge cu mașină cu motor termic normală. Modul normal, de multe ori, am mers și în modul Sport, pentru că ai 3 moduri de condus pe mașina asta. De fapt, sunt 4. Ai Eco, normal și Sport, dar mai e și un mod Eco Plus care este cel mai eficient. Îți diluează foarte mult puterea în pedala de accelerație, o se oprește aerul condiționat, mai face mai multe chestii. Având în vedere cât de frig afară, n-aș fi putut să opresc aerul condiționat. Mașina are și un buton aici care îți permite să încălzești doar zona șoferului, care mi se pare o chestie foarte interesantă, dar la toate testele de condus am folosit-o cu aerul pornit pe ambele zone, pentru că m-am gândit că poate nu vei fi forever alone guy cum sunt eu și vei avea oamenii mașină destul de des
și atunci vrei să știi niște numere reale de consum cu aerul pornit ca lumea. Deci, da, 21 de kWh la 100 de km, asta înseamnă că ai o autonomie de undeva la 300 de km, worst case scenario, ceea ce este mai mult decât decent. Nu vei avea probleme cu autonomia cu mașina asta, mai ales că ea a fost gândită să fie folosită predominant în oraș. De cele mai multe ori drumurile prin oraș au 10-20 de kilometri, deci, mă rog, pe zi faci, hai să spunem, 30 de kilometri, o vei încărca la 10 zile. Dacă vorbim de încărcare, mașina suportă încărcare la curent alternativ până la 7,2 kW, iar pe curent continuu, la fast charger, până la 77 de kW. Numere foarte bune. Dacă vei folosi un încărcător slow charger, un încărcător la curent alternativ, având în vedere că bateria are 64 de kW, va dura undeva la 10 ore jumate să o încarci full. Dacă vrei să o încarci de acasă, va dura la undeva la 20 și ceva de ore, foarte mult. Dacă o vei încărca la un fast charger, în 40 de minute ai 80% din baterie. Iarăși, foarte bine, încarcă destul de rapid. Ce vreau să menționez aici, ca și la celelalte mașini electrice, unde am menționat întotdeauna, problema cea mai mare în ziua de azi cu privire la mașinile electrice nu este autonomia, cât infrastructura necesară pentru a le încărca. Avem foarte multe stații de încărcare, România stă foarte bine la capitolul ăsta, mai ales în zona Bucureștiului, avem multe stații de încărcare. Nu mai sunt gratuite 99% dintre ele, mai găsești una, două gratuite, dar de multe ori te duci să încarci și dai de erori, dai de mașini parcate aiurea pe locurile pentru mașini electrice. Ai nevoie de cont la fiecare provider, de la fiecare stație de încărcare și așa mai departe. Sunt probleme de creștere, vor fi rezolvate în timp, dar îți vor crea frustrare. Recomandarea mea e să nu te duci niciodată la o stație de încărcare cu autonomie sub 20 de km. De altfel e și recomandat pentru a proteja bateria să nu lași niciodată să cadă sub 20% din capacitate. De ce îți recomand asta? Pentru că e posibil să dai de o stație care e stricată, să dai de probleme de tot felul acolo și atunci s-ar putea să rămâi undeva pe lângă. Și mai e o chestie, dacă o vei încărca la fast charge, mașina asta consumă multicel. Un kilowatt la o stație de încărcare fast charge e în medie undeva la 2 lei. Dacă calculăm consumul pe care l-am eu acum, 21 de kW la 100 de km, asta înseamnă 42 de lei pentru 100 de km parcurs. Asta e un consum de undeva la 8. Dacă e să convertim în cât costă, să spunem că costă 5 lei un litru de benzină motorină, whatever, cam ăsta e consumul, undeva la 8. Sigur, o mașină electrică va economisi foarte mult pe alte părți. În primul rând este mult mai ecologică, nu mai avem atâtea emisii dăunătoare în oraș, nu mai facem cancer la plămâni, copiii noștri nu mai fac asta. Al doilea rând, nu mai ai reviziile obișnuite la mașina asta, pentru că nu ai motor cu combustie internă care are nevoie de ulei, filtre și așa mai departe. Nu mai consumi plăcuțe de frână, pentru că frânarea e regenerativă de cele mai multe ori și așa mai departe. Sunt multe avantaje, pe lângă consumul redus de combustibil, să-i spunem așa. Deci chiar dacă compari cu o mașină convențională, sunt mașini convenționale de dimensiunea asta care consumă mai puțin de 8 în București. Dar 8 ăsta este un consum maxim, pentru că ăla e cam cel mai scump tarif pentru încărcare rapidă. Dacă vei încărca mașina asta acasă, să spune că ți-o cumperi și mergi în fiecare zi prin oraș 10 km, da, până la muncă și înapoi, când ajungi acasă o bagi într-o priză normală, ea se va încărca peste noapte cu cât ai consumat în timpul zilei. Și tariful acasă e undeva de 70 de bani la kilowattoră, deci ești super ok din punctul ăsta de vedere. Acum depinde unde o încarci, cum o încarci și așa mai departe. Deci 8 litri la 100 de kilometri, ca să zicem așa, convertit, ar fi un număr cam maxim, pentru că și consumul e mai mare în perioada asta fiind iarnă, v-am explicat deja care e treaba. Deci, da, merită să-ți iei o mașină electrică dacă ai unde să o încarci acasă și chiar dacă nu ai, tot ieși mai bine decât cu o mașină convențională. Hai să vorbim la sfârșit și de prețuri. Cum vă ziceam, sunt două variante. Cea mai ieftină e undeva la 47.000 de euro. Înainte să aplici niciun fel de discount, de Rabla, Rabla Plus și așa mai departe, plus că dealerii mai dau și discounturi de la ei. Versiunea de top e 53.000 de euro. Ce aș alege eu? Versiunea de bază. Pentru că nu prea ai necesar și neapărat nevoie de chestiile
de la versiunea premium, cum ar fi acest ecran mai mare care oricum îl vei folosi cu Android Auto, indiferent de versiunea pe care o ai, și când folosești Android Auto sau Apple CarPlay, informația tot pe o bucățică din ecran e afișată, nu ai nevoie neapărat de piele naturală pe scaune. Noi avem piele naturală, că e versiunea de top, dar versiunea de bază vine cu piele ecologică. Nu ai neapărat nevoie de scaune încălzite în spate, nu ai neapărat nevoie de scaune ventilate, nu ai neapărat nevoie de trapă. Cam astea sunt diferențele între ele. Ambele mașini vin cu faruri LED, deci e foarte bine dotată și versiunea cea mai ieftină, la 47.000 de euro, și pe aia v-aș recomanda-o. Acestea fiind spuse, ăsta a fost review-ul meu cu Kia e-Niro. Primul review cu o Kia de pe canal, să sperăm la cât mai multe. O mașină bună, merită considerată dacă vrei să-ți iei o mașină electrică. V-am explicat și cât consumă, v-am explicat și cât costă. Cred că aveți toate datele necesare să luați o decizie informată. Până data viitoare, nu uitați de like, share, subscribe, urmăriți-mă pe canalele de social media pentru a afla din timp ce mașini vin pe canal, în special pe Instagram. Acolo postez story-uri cu mașinile în timp ce le testez. Cam asta a fost tot. Spuneți-mi dacă v-ați cumpăra o Kia e-Niro, dacă v-ați lua un Hyundai Kona, ce mașină v-ați lua voi în acest buget și, bineînțeles, electrică, nu vreau să comparăm mere cu pere, da? Lăsați în comentariile voastre în secțiunea de mai jos, le citesc pe toate, stați liniștiți. Până data viitoare, ciao!